Ați revenit în lupta la titlu. Noi am venit în lupta la titlu. Eu acum dau interviul ăsta pentru că eu am terminat. Numai că am acum un client care negociez cu el. Înțelegi? Adică am 25 de milioane, a zis domnul că dă 25 de milioane și a zis, bă, eu campionatul, dacă îl iau, eu nu mai vreau, pentru că pot să-i pauze 50. Și negociez cu el, dacă sunt campioni, au 40. Deci dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă, dacă nu 25. Deci contează asta foarte mult. Deci n-are rândul la domnul Fodați. Păi dacă am terminat, mă, ce să mai... La revedere! Nu mai... Ce să... Nu o scot la cap oricum. Și de ce nu o scot la cap? Voi acum voi ați lăsat foarte ușor asta. Stai că nu știu ce, că ta, băi... Dar vezi cum face Dumnezeu dreptatea? Da. Păi dai 11 metri gratuit, aiurea... Păi spune, mă, unde? Mâna lipită, nu? Da. Unde este? Păi dă zoom-ul, că zice... Zice aseară, stai, dom'le, că a atins mâna stângă. Păi dă zoom-ul, mă, unde este? Dă zoom-ul pe mâna stângă. Mingea nu atinge mâna măcar. Chiar dacă ar atinge-o, e în burtă, ea se vede că ea lovește coastele sau șoldul, se duce în afară, clar. Domne, vezi numai offside-ul, că Hentul l-am văzut eu, arată-l, mă. Să mă întâlnesc eu cu tot respectul cu ăsta, cu Ișvan Covaci, arată-mi și mie unde este, arată-mi să-l văd unde-i mâna, să văd o atingere de mână. Păi dacă dai 11 metri așa... Dar vrei să spun un lucru? Păi, dar de ce a ratat? Păi a făcut Dumnezeu dreptatea, bă, n-am văzut, să dai... Am văzut ratare. Dar 3 metri pe lângă poartă? Păi au luat-o mingi, el nu-i vinovat, Ivan. Îngerii i-au ridicat mingea ca să dea greșit. Asta nu se poate așa. Noi acum, deci, am făcut meme, am spus să vedem ori meme, dacă nu i-au ieșit actele lui meme, o să facă meme. Cererea sau argăseală, arbitri străini. Și cu CFR și cu farul. Păi l-am întrebat noi pe Vasara și a zis că nu se pune problema, ca niciodată. Bine, mă, bun, niciodată. Atunci voi rămâneți voi cu Vasara și Burleanu, rămâneți voi cu Vasaras și să vă spălați pe cap cu Vasaras. Păi ce, măi, după el, el e stăpânul fotbalului, mă? Păi dacă noi vrem arbitri străini, noi facem cerere și vrem arbitri străini. A, după arbitru, sunt, care e problema ta? Dar ce, tu ești stăpânul nostru, mă? Bă, până la urmă ne face, bă, mă face de fac manifestație. Bă, fac cerere la Parlamentul României, fac la guvern, domne, vine un străin și ne bat jocorește. Ce facem? Chiar așa? N-avem niciun pic de demnitate? E o chestie, e o națiune aici. Aici nu-i vorba de tralala de fotbal, e vorba de demnitatea unei națiuni, un popor de 20 de milioane. Că suntem de 3 ori mai mari decât grecii. Păi chiar așa vine unul și ne bat jocorește în halul ăsta? Nu se poate asta așa ceva, asta nu se poate. Nu o lasă așa, chiar dacă ești în fotbal, asta nu o lasă așa. Adică nu vine un străin și ne bat jocorește în halul ăsta, cum a făcut el. O să fac cer la Parlament, la Guvern, fac peste tot, nu știu, peste tot fac. Nu știu, scriu acolo, scriu să ia atitudine. Eram în Parlamentul Europei, se întâmpla într-o țară ceva, zicea parlamentarul, uite, bă, la mine în țară e o groapă de gunoi. Bă, să ia atitudine în Parlamentul României. Bă, ce facem? Avem demnitate sau nu avem? Suntem chiar ultimile zdrențele ale globului? Nici în Africa, oriunde nu putea să facă, ce face ăsta? Ați văzut că a făcut conferință de 3 ore în care a încercat să ne convingă că arbitrajul lui Peșnic a fost bun și a doua zi a dat comunicat de presă? Eu n-am văzut, eu am auzit, dar el ce face este un fel de batjocor a unei națiuni. Un singur om batjocorește o națiune. Da? Asta face. Domnule Becai, cu cine negociați? E român? Bă, îți dau cuvântul meu de onoare. Că nu pot să spun. Dar e român? E român? Bă, nu pot să spun. Nu pot să spun. E român. Nu, dar nu pot să spun, da? Și are bani mai mulți decât dumneavoastră? Adică, bă, nu cred. Mai bogat ca mine nu e. Dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine ca să iei o echipă. Da, și vine la meciuri, așa, a mai fost? Vine la meciuri? Bine, mă, acum stăm să descoasem. Păi dacă, băi, dacă nu, pentru ce omul nu-i convine? Nu vrea asta, nu vrea să audă. Nu? Nu? Are bani să susțină echipa la nivelul la care a susținut-o dumneavoastră în toți acești
un om care are 25 de milioane bani cash, că eu așa am cerut banii pac toți odată, un om care are 25 de milioane mai are sigur încă 25. Că doar nu e nebun să aibă 26, să dea 25 pe o echipă și să mai aibă 1 milion la familie. Nu, nu oi fi nebun așa. Deci, de cele 25 mai trebuie să... Păi dar nu, dar eu cer 40 dacă suntem campion. Omul a dat, domne, vin, negociem și asta. Păi și mai dați dumneavoastră echipa dacă ești campion. Băi, băi, tată, eu i-am cerut 40 ca să zic, băi, cer 40, că dacă ies campion să nu mai dau. Dar el, dacă domnul zice, dă și 40, eu după aia o iau pe voluntariu și vin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbal. Hai că mă încep să mă laud și glumesc, de fapt, cu voi mai mult, da? Dar luați campionatul până la urmă? Ce? Șansele pentru titlu. Bă, normal. Normal. La ora asta, prima șansă e a noastră. Și de ce e prima șansă? Nu spun că nu vreau să desconsider. Nu mai zic nici, lăsați-ne, pregătim, putare. Erau glume. De ce? Noi avem 3 meciuri acasă. Avem numai unul în deplasare, care și ăla e acasă. La Constanța, jumate-jumate sunt FCSB-iști. Și avem 3 meciuri acasă. Normal, noi trebuie să batem, nu? Nu e normal să batem. Adică eu zic că prima șansă e a noastră, eu așa cred. Și a fost și etapa perfectă pentru FCSB. A fost... Păi, de-aia avem prima șansă, nu? Nu? Sorescu a marcat și el din poziție de aripă. Sorescu, acum mi se pare că o să-l schimbe, îi schimbă postul. De ce? Bă, așa mi-a zis ăsta, mi-a zis, cum îl cheamă, Aralambus. A zis, dom'le, e păcat un jucător de 20 de ani să fie rezervă și Sorescu, el îl vede mai mult aripă, stânga-dreaptă. Și atunci, fă, bă, ce vrei, dacă el a adus-o aici, Aralambus, fă, bă, tu îți place. Ce? Nu știu, el se gândește să vadă, a zis, face niște antrenamente cu ei, formula cu care vom juca cu Sepsi, ca să vadă, ei știu, astea antrenamentele lor. Ați sunat să-l felicitați? Am vorbit cu el, nu l-am sunat să-l felicit, am vorbit prin meme. Da. Vă așteptați să încurce rapid și pe CFR? Băi, acolo, în Giulești, e greu să câștigi. E greu să câștigi pentru că nu e greu. E stadionul acolo la 2 metri jucători, adică e foarte greu. E mare, gălăgie mare, cavar mare, adică n-ai cum, e greu să câștigi. Dar mă așteptam la un egal. Ca să bată... Da, vă așteptam să fie CFR atât de slabă. De ce a fost slabă? Nu mai e ce era. Bă, nu mai e ce era, dar n-a fost slabă, a avut 2 bare. Nu? Dar pare a fi așa finalul pentru CFR, sunt și scandaluri. Și alea golurile, îți dai seama, că alea golurile au fost... Adică a fost pentru noi date golurile alea. Adică, bă, bag, a băgat alpa, băga mingea în poartă. Adică, înțelegi, aia dă de la 30 de metri mingea în poartă. Bă, la 11 metri care n-avea de ce să-l facă, l-a făcut. Deci alea a fost pentru noi. Când ați anunțat că vă retrageți, v-au sunat Mititelu, Iftime? Nu m-a sunat nimeni, nu. Nu m-a sunat nimeni. Eu vreau să mă retrag, spun de ce mai mult, de fapt. Uite, eu când eram tânăr, suportam. Acum vezi, emoția și oboseala, că numai la mijlocul clasamentului nicio emoție nu aveam. Nu credeam, zic, gata, bă, stau la fotbal liniștit. Numai că acum, spre final, a început să vină emoția, m-a obosit așa de tare, încât, uite, și ieri, și azi, n-am fost la biserică. M-am sculat la 10. M-am sculat la 7 ceasul, m-am sunat ceasul la 7, n-am putut să mă scol. Adică m-am sculat și zic, lasă, nu mai mă duc. Astăzi, iar, m-am obosit. Dar păi da, cum să nu? Și mă, nu sunt chiar atât handicapat încât să n-am atâta putere să mă uit la meci, nu. Dar m-a obosit. Adică încercam să-mi controlez emoția, dar nu puteam. Inima, bătea inima puternic. Păi cum să vă controlați la 3 puncte? Păi da.
sens. Nu. Domnul Becali, de acuzațiile domnului Burleanu, ce spuneți? Ați văzut că v-a acuzat de blat, că nu e singurul blat? Că... Bine, mă, ne lasă-mă, asta am vorbit. Așa, păi bine, mă, dar n-ai văzut, i-am răspuns. Blat n-am făcut în viața mea. Dacă vreau să fac blat, făceam un blat cu ea și lua, eram campion, aveam nevoie de un egal. Atâta. Dacă vreau să fac eu blatul, dacă făceam blatul, luam Buzău, era a mea, îi spuneam, dați-vă la o parte. Și a dat bunică gol. Nu am făcut, am fost omul dreptății. Nu mi-a convenit niciodată mizeriile și nedreptatea. Păi ce nu era a mea, nu erau toți jucătorii mei acolo la Buzău? M-am zis, nu mă, să joace corect, că așa e dreptatea. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat. Uite că eu sunt aproape de campion și alții sunt, nu știu dacă... Păi nu, dar nu, alții nu există deloc, alții se chinuie să vedem. Și dacă intrăm în play-off, ce crezi? Că e greu în play-off cu Dinamo, nu? O să solicitați o întâlnire cu Răzvan Burleanu? Sau o să discutați? M-a sunat Stoichiță. M-a sunat Stoichiță aseară. Că domnule, că domnul președinte, când, băi, uite care e treaba, eu o să vin să vorbesc cu el. Numai că de fotbal nu mai vorbesc. De ce? Eu o să vorbesc lui despre ce înseamnă că e tânăr, e ca copilul meu. Și să vorbesc lui ce înseamnă bărbăția. Și nu, că nu ca, nu ca, ca părinte îi dau un sfat. Bă, apără-ți țara ta cu demnitate. Adică eu, și o să-i spun, bă, aici nu mai e vorba de, de ce avantaje îți face ăla nașul lui Vasaras. Că nașul Vasaras este, din prima când zice, este secretarul general la UEFA. Aici nu e vorba de cariera ta și de cariera a mea sau cu tare. Aici e vorba de demnitatea unui neam. Adică dacă vine un om să calce în picioare demnitatea unui neam, tot neamul trebuie să se ridice pe asupra lui. Eu o să fac asta, chiar dacă mă retrag. Eu o să fac manifestații împotriva lui și petiții la toate instituțiile statului. Că nu vine un singur om să bajocorească o națiune. Asta vreau să-i spun. Și să-i spun că orice funcție și orice putere care o ai, dacă nu este urmată de dragoste, degeaba o ai. Ia dacă ești, dacă o ții cu forța și o ții cu tiranii și dacă o ții cu tot felul de șmecherii, puterea aia nu este putere. Puterea este când te iubesc cu oameni și te acceptă acolo în fruntea lor să conduci ceva. Puterea e la mine. Că vin oamenii, aia e putere. Dar nici n-am nevoie de ea. Dar puterea care o ții tu în șmecheria aia nu e putere. Puterea e când toată lumea ridică mâna cu dragoste. Când puterea e când toată lumea te salută. Atunci ai putere. Când ții o conducere cu dragostea omului. Aia e putere. Asta vreau să-i spun. De fotbal ce să vorbesc? N-am ce să vorbesc despre fotbal. Dar o să-l chemăm la palat? Dacă, de exemplu, el... Nu, tată, mă duc, i-am zis, băi, eu n-am de astea, că nu... Eu vreau să-i demonstrez, eu nu sunt un om dușmanos. Eu mă duc eu, bine, mă las că vine eu, na, sunt bătrân, tatăl tău, ca tatăl tău, dar vine eu, na. Am fost odată mai educat. N-am orgolii, n-am chestii de genul ăsta. Înțelegi? Exces de borgoli. Nu am treabă, mă duc. Dar numai că, dacă, de exemplu, îl dă afară pe Vasaras, atunci mai discutăm de fotbal și îl învăț cum trebuie să conducă. Pentru că el e tânăr, nu trebuie să fie rușine. O să-i spun, bă, asta. Că dacă el nu, el nu, e om rău. Dacă ai în jurul tău 7-8 oameni care te învață la rău, apoi rău faci. El și băiat deștept el este, numai că trebuie să înțeleagă niște noțiuni de a conduce o instituție. El crede că e conducător, nu e. E băiat bun, atâta. Dar el conducător nu e, de ce? El crede, de ce? Are o mentalitate de asta, cum să spun eu, de mondialistă de asta, domne, vezi, doamne, cu vrăjeala. Nu, tată, n-ai nevoie de vrăjeală mondialistă, înțelegi? Și corporatistă de asta. Trebuie să, dacă ești în România, trebuie să conduci o instituție după principiile neamului tău și a țării tale. Înțelegi? Adică așa, simplu, vorbim, nu că ai, lasă-i pe ei, treaba lor. Ce fac ei cu mizerile lor și cu toate prostiile lor care le fac ei, înțelegi, cu Occidentul lor. Hai, Dumnezeu să vă ajute. Hai.